Bun, Ana. Acum ia un obiect, absolut care este lângă tine. Pune-l deoparte lângă tine, da. Acela este mintea ta conștientă care va sta lângă tine pe tot timpul acestei terapii. Am acceptat să te hipnotizez? Bun, Ana. Trage-te, rog frumos, acum aer în piept. Iar în momentul când le expiri, absolut toate energiile negative, absolut toate gândurile care sunt negative și sunt în tine, cu tine și pe lângă tine, le expiri afară și intri într-o stare de relaxare. Excelent. Bun. Acum, focusează-ți atenția asupra nivelul ochilor, la nivelul ochilor și relaxează-i complet, relaxează-i total până în punctul la care nu-i mai poți mișca. E ca și cum nu i-ai mai putea deschide. Când știi că ai atins acel punct, menține acea stare de relaxare completă și totală. Menține-o și încearcă să vezi dacă poți să deschizi ochii fără să înlături starea de relaxare. Excelent, nu mai testa, e suficient. Dă voie acum acestei stări de relaxare să coboare să coboare prin tot corpul tău, din capul tău până în vârful picioarelor. Dă voie acestei stări de relaxare să te cuprindă, să se extindă în tot corpul tău. Foarte bine. În câteva clipe eu o să număr de la 1 la 3, iar când ajung la 3, vei încerca să deschizi ochii. Iar în momentul când îi vei închide, îți dublezi starea de relaxare pe care o ai acum. Trebuie doar să vrei acest lucru și vei vedea cât de ușor este să obții acest lucru. Foarte bine. 1, 2, 3. Excelent. Dublează starea de relaxare. Simte această relaxare cum îți cuprinde tot corpul, cum curge prin el și te relaxează din ce în ce mai mult, de 2 ori mai mult. Ok. În câteva momente am să număr iarăși de la 1 la 3, iar de această dată când închizi ochii, starea ta de relaxare se criplează. Simți cum îți cuprinde absolut tot corpul și este de 3 ori mai adânc. 1, 2, 3. Excelent. Acum corpul tău este de 3 ori mai relaxat. Simți această relaxare ca o mantie care te cuprinde de jur împrejurul corpului tău. Fiecare mușchi, fiecare tendon, fiecare fibră a trupului tău. Perfect. Iar acum, pentru a treia oară, o să număr de la 1 la 3, iar de data aceasta o să vezi dacă poți să atingi de 5 ori această stare de relaxare. 1, 2, 3. Excelent. Și te lași dusă în această stare plăcută de relaxare. Acum, eu o să număr de la 1 la 3, iar la 3 îți vei mări această stare de relaxare de 10 ori. 1, 2, 3. Perfect. Ai obținut relaxarea totală a corpului tău. Acum mergi mai departe spre relaxarea mentală. În câteva clipe am să te rog să începi să numeri descrescător, foarte rar cu voce tare, de la 100 până la 1. Cu fiecare cifră pe care o rostești, dublezi starea ta de relaxare mentală. Cu fiecare număr pe care o rostești, dai voie minții tale să devină de 2 ori mai relaxat. Scopul nu este să numeri. Scopul este să te relaxezi mental, astfel încât mai repede de ajunge la cifra 97, o să vezi cum toate aceste numere dispar din mintea ta, iar tu vei fi extrem de relaxat. Tu trebuie să faci asta
Nu trebuie să o facă pentru tine. Acele numere vor dispărea doar dacă dorești tu. Pornește cu ideea că poți, că accepti și că vei realiza acest lucru. Și vei vedea cât de ușor este să elimini absolut toate numerele din mintea ta, pentru că tu vrei asta. Acum rostește primul număr 100 și dublează relaxarea mentală. Perfect. Lasă această relaxare să te cuprindă, să te învăluie în tot corpul tău. Încă o dată dublează starea de relaxare mentală și rostește următorul număr. Excelent. Acum lasă să dispară toate numerele, elimină-le. Poți să faci asta foarte ușor. Șterge-le din mintea ta complet. Au dispărut? Au dispărut, Mona? Excelent. Acum închipuie-ți, te rog frumos. Vizualizează, simte o scară în fața ta. Iar când e un număr de la 1 la 3, tu cobori pe acea scară în interiorul ființei tale, unde vei găsi o masă rotundă cu suficiente scaune de jur împrejurul ei. Când ajungi acolo, trebuie doar să-mi spui că ai ajuns. 1, 2, 3. Excelent. Cum vezi acea cameră? Ce culoare are pereții? Roșii. Masa din ce este făcută? Din lemn, metal, plastic? Last. Perfect. Câte scaune sunt de jur împrejurul mesei? Câte? Perfect. Acum, cheamă-te rog să vină să ia loc la acea masă, pe călină. Da. Excelent, Mona. Spune-te rog frumos din punct de vedere energetic. Cum o vezi pe călină? Bun. Deschide-te, rog frumos, un portal intradimensional în fața ei. Da. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate energiile negative care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea, vor fi absorbite de acel portal. 1, 2, 3. Să-mi spui ce se întâmplă. Este o energie? Metal. Perfect. Ce culoare este? Gri lucios. Gri lucios. Foarte bine. Toată acea energie să fie absorbită de portal. Nu am înțeles. Dreptul
Eterno. Da. Che esprime due energie negre. Da. Impicciare. Adesso energie rosse. Da. Di palme, e se ho energie rosse, mi stai cotta più golden. Da. Di noce, ho energie metalliche. Da. Mi ha scaldato niste flocari rossi della picciare per la bruna. Di un No. capo. Mi sono capo. Spate. Placo energia neocre. Da. E ciudat la că are o stare de conștiință. E ca și cum ar înțelege că toate astea sunt făcute de o entitate. Perfect. După ce sunt aspirate absolut toate aceste energii, să-mi spui. Da, ceva totuși, parcă i-ar tăia partea de sus a creierului și iese ceva din ea ca o entitate. Ceva, o entitate nu mai suportă lipsa acelei energii din ea și iese din ea. Acea entitate să rămână acolo, să nu plece niciunde. Are în dreptul pieptului pusă o roată foarte mare, orizont. Da. Simt două conștiințe în ea. Ce înțelegi tu prin conștiință? Două gândiri diferite, Două ca gânduri. și cum ar fi două entități în ea, ea și încă cineva. Asta este cu totul altceva. Două gândiri diferite, două entități diferite sunt diferite Două. de alte două conștiințe. Da. Bun, perfect. Mai sunt și alte energii negative în ea? Nu s-a oprit, ea este roșu cu negru acum, Excelent. corpul. Închide acel portal și sigilează-l prin foc. Da. Perfect. Acum, transmite mental Călinei să transmită mental la rândul ei ca absolut toate entitățile care sunt în ea, cu ea și pe lângă ea să se deconecteze complet de corpul ei fizic și energetic și să iau față, și să iau formă în fața voastră. Iese în fața ei o entitate, parcă
are forma unui miel, exact cum se târăște mielcul, dar e pe verticală. Da. Ei văd prin fața ei, prin dreptul ochilor, a nasului, cum iese acea entitate. Ok. Mai sunt și altele sau doar asta? Imediat. Știu, e ca și cum această entitate ar ocupa tot corpul. Atât, atât. Bun. Mai văd o entitate care nu este în ea, este lângă ea, în partea dreaptă a ei, undeva într-un fundal de umbră, într-un con de umbră. Perfect, acea entitate, a doua entitate care ai văzut-o este una și aceeași cu entitatea care ai văzut-o când făceam curățirile de energie? Nu, este Deci. alta, e ca și cum ar privi. Perfect, deci sunt trei entități, da? Da. Bun. Prima entitate care ai văzut-o, ce tip? Prima mi-a venit că e ca și cum ar fi ea, Călina, apoi acea entitate care era în corpul ei, Acea care entitate care era în dădea corp, să iasă prin cap. ce era acea entitate? Sau ce este acea entitate? Ce tip? Imediat. Îmi vine cuvântul hibrid. Între ce și ce? Reptilian. Da. Cu insectoid. Da. Perfect. Și cea de-a treia entitate? Cea din conul de umbră. Da, care stă și privește sau observă. Ce tip de entitate este? Imediat. Îmi vine un gri, Perfect. dar un gri agresiv, demonizat, așa. Un gricut mai temperamentat. Super. Care dintre toți acești trei musafiri, să zic așa, vrea să vorbească cu noi prima dată? Îmi vine griu. Perfect, cum se numește? Ticam. Ticam. Ok, mă las vorbesc. Da. Ticam, mouse. Da. Salutare, ce faci? Mă implic Te implici în ce? în acțiunile voastre. Ce acțiune avem noi? De curățare. Cum te implici în aceste acțiuni? Împiedicându-le. Poftim? Împiedicându-le. Cum vrei tu să le împiedici? Dar nu vă las să faceți treaba asta, nu duceți la bun sfârșit. În primul și în primul rând, de ce vrei să împiedici aceste acțiuni de curățare? De Este ce? anul asta depus aici. Ce muncă ați depus voi acolo? Modificări la nivel energetic, ADN.
De ce ați făcut aceste modificări? Cu ce scop? Avem nevoie de ele. În ce scop aveți nevoie de el? La ce vă ajută? Distrugere Distrugerea ce? țesuturilor. De ce vreți să distrugeți țesuturile dintr-un corp energetic? Înlocuire cu alte celule, cu alta de mine. Să vedem transformările. Voi altceva nu aveți de făcut decât experimente din ăștia bizare? Da. Bravo! Bun, băieți! Să trecem acum la un subiect mai drăguț. Ai pus anumite implanturi în călina? La nivelul sângelui. Ce implanturi ai spus? Anumite filtre de a extrage acele substanțe necesare corpului, Da. a inhiba, de a le inhiba, de a le extrage pentru a nu fi folosite de celulele sângelui. E ca și Bun. cum am lipsit corpul de aceste substanțe între timp. Ok. Aceste implanturi din sânge, ce provoacă călinei? E ca și cum ai pune o frână la tot sistemul sanguin, chiar imunitar. Da. E ca un fel de canibalism al celulelor. Altceva? Se formează la nivelul exterior al pielii, să zicem, al corpului, o membrană subțire pentru a susține un alt corp, să zicem, energetic, înlocuire, o transformare și a organelor, a o inhibare a organelor, adică nu mai funcționează corespunzător. Pentru a susține un corp energetic al cui? De altă factură, Ce factură? un alt fel de energie, gri. Ah, deci un corp energetic al vostru. Ar fi minunat. Ar fi? Multe lucruri ar putea fi minunate. Unul dintre aceste lucruri minunate ar fi dacă nu v-ați mai băga voi nasul în omenire. Bun, Ticam. Ne s-a dat acceptul, putem face. Cine vi-a dat vouă acceptul? Alții. Care sunt Tot acești? oameni. Poftim? Alții, tot oameni. Ce le-ați dat voi în schimb acestor alți oameni pentru a primi acest accept? Substanțe. Ce substanțe le-ați dat? Care le folosesc pe oameni? Super. Bun. Întrebare de nota 1000. Din cauza acestor implanturi pe care le-ai pus tu sau pe care le-ați pus voi în sângele călinei, din cauza lor ea are aceste sarcini toxice? Cum le ziceți, da, nu are cum să susțină, nu mai are cum să susțină De ce?
Nu mai are esența necesară energetică și fizică. Organele ei nu ar susține, nu ar ajuta. Bun, perfect. Lasă-mă puțin cu Mona. Mona, Da. cum te simți? Sunt în corpul Calinei. Bun. Ești de acolo și transmite-i mental pe mine să-i spun acestui gri. De fapt, să le spună la toți, și la gri, și la melc, și la reptilian, că din acest moment orice pact, contract sau înțelegere a avut cu ei, le rupe. Și să le rupă în fața lor și să-mi spui ce se întâmplă. Călina are în jurul creierului atașate niște fire. Îmi e greu să iau legătura cu ea, parcă nu e ea. Are ochii fixați. Unde? Sau spre ce? Sau spre cine? În jos. Ia-o de mână. Un unghi de aproape 90 de grade cum privește ea. Ok, prinde-o de mână ca să te simtă că ești acolo lângă ea și transmite mental ce ți-am spus înainte. Am prins-o de mână, iar mâna ei parcă se sfărâma. Ok. I-ai atras atenția? Un pic olicărire, îi văd ochiul stâng, olicărire în el, ca și cum ar fi simțit. Perfect. Care este nivelul de vibrație al tonului? O să număr de la 1 la 3, iar la 3 nivelul vibrațiilor tale va fi de o infinitate. 1, 2, 3. Cum te simți? Sunt într-o apă. Perfect. Întoarce-te înapoi la Călină. Da. Creează acum o sferă de protecție suficient de mare în care să puteți încăpea amândouă. Da. Și acum poți să comunici cu ea telepatic foarte ușor. Transmite ce ți-am spus. Că din acest moment, absolut orice fac contract sau înțelegere a avut cu aceste entități, ea le rup. Și să le rupă în fața lor, să-mi spui ce se întâmplă. Da, le rupe. Pot comunica cu ea acum. Are o lumină în jurul ei, albăstruie, deschis. Dar e mult mai mobilă. Se uită în ochii mei. E bine. Da, le-a rupt. Le-a explicat. Au ceva de vociferat una dintre acele trei entități? Nici una. Perfect. Acum tu sau ea, transmiteți-le acelor entități să se apuce de treabă și să scoată absolut tot ceea ce au pus în călina și pe lângă călina sau pe călina. Și să-mi spui ce se întâmplă. Țin să precizez, Dragoș, un lucru foarte important și mi se pare mie ce văd eu. Călina, ca
nu știu cum să o iau, ca ce fel de entitate. E parcă e scoasă dintr-un anumit corp. Iar Da. acele entități scot din acel corp. Deci nu e corpul care stă lângă mine în sfera mea. E alt corp, cel roșiatic, cu negru de care îți spuneam. Da. Parcă ar fi o carcasă. Eu asta nu înțeleg, cum a reușit ea totuși să se detașeze de acea carcasă roșiatică, negru. Eu o simt ca energie aici, în sfera mea. Deci e corpul ei energetic lângă mine. Da. Nu înțeleg acea carcasă a ei, ce e cu ea și de ce de acolo scot acele entități în planturile. E partea aia modificată de care îți spuneam. Da. Ca și cum ar fi o copie a ei. Dar luată chiar din punct de vedere, să zicem, celular energetic, luată mot-a-mo. Da. Ea acum s-a așezat jos, înșezut, genunchii și-a ridicat în dreptul pieptului, în sfera mea energetică, și se uită la ei cum scot din acea carcasă toate implanturile. Da. E un caz, momentan nu-l înțeleg eu. Mișcă-te de jur împrejur, alegeți o altă poziție din care poți observa această scenă sub un alt unghi pentru a înțelege mai bine. Da, vine copie a călinei. Da. Unde este călina originală? La mine, în sfera mea energetică. E ca și cum s-ar fi putut menține câtuși de cât purificată sau pură ca energie. Are, totuși mă uit la ea, are niște pete albe pe corp, mari. Da. Dreptul mâinilor, în dreptul toracelui, partea dreaptă, la coaste, la coapse, pe abdomen, pete albe, mari ovale. Da. Are și în partea stângă, pe abdomen, pete. Perfect. Ce sunt acele pete? Îmi vine cuvântul lipsă, lipsă pe corp, lipsă de celule, pete neutre. Da. O întreb pe dânsa să văd ce îmi transmit. Îmi zice că prin acea copie care au reprodus-o acele entități, s-a transmis ei în plan energetic acele lipsuri. Ok. Văd din ea cum ies niște raze energetice din corpul ei. Da. În momentul în care acele entități scot din corpul, din copia ei, scot acele implanturi, ea deja se curăță pe planul celălalt, pe planul energetic, da, care e lângă mine. Văd o purificare, văd o energie albă, văd un X, un plus, sub formă energetică, dun părțile de partea de jos a plusului e alungită către, sub formă de spirală, către abdomen și picioare. Da. Se amestecă, pot să spun, celulele care sunt noi, care apar noi în organism, regenerează corpul energetic.
Da. spirala. Ok. Acum, partea plusului pe orizontală, văd în partea dreaptă că tot așa formează o spirală energetică. Începe de la plămâni, mâini, mâna dreaptă, partea ficatului, tot așa, o energie care pur și simplu parcă ar pune la loc celulele. Da. Super. Acel plus devine, se pune în dreptul gâtului, pe orizontală. Acum a fost pe verticală, acum se pune în dreptul gâtului pe orizontală. Formează o lumină foarte puternică, sub forma unei cruci. Stă static acolo. Da. Am ajuns la cutia craniană, văd o sferă de lumină în dreptul fontanelei, iese din cap, ca o energie, ca o picătură iese. Nu știu, văd deasupra capului un desen. Este un cerc și un cerc oval și din acel cerc pleacă niște dungi ca sub forma unor ghiare, dar doar desenate, ca niște linii mai degrabă, nu ghiare, poate, care acoperă lobul drept și lobul stâng a cutiei craniene, dar lasă în dreptul fontanelei, lasă cercul ăla, semicercul ăla, sau cum spun, cercul oval. Lasă cale liberă pentru energie. Ok. Gata. Bun. Vine să spun că este un proces de refacere. Mi-apare cuvântul proces, refacere. Perfect. Creează acum un perete din foc lichid. Da. Și transmite mental călinei să treacă prin acel perete de foc lichid. Călina a făcut din un chenarul acelui perete de foc ceva ca o oglindă mare, așa cum ar fi făcut un gol în acel perete de foc și, nu știu, îmi vine să spun că a pus un buchet de flori și are un buchet de flori albe, violet, dar mai mult alb. Și intră cu totul acolo. E îmbrăcată într-o rochie albă și intră cu totul în acel perete. Da. Să-mi spui când este de partea altă. Iese sub o altă formă, ca o femeie simplă. Nu știu, are, nu știu, mi-apare imaginea asta cu un coșuleț cu flori. Nu știu de ce, are o rochie, o fustă lungă, dreaptă. Ok. Mă rog. Ce culoare are corpul energetic acum? Un crem cald. Super. Acum să le spun acelor trei entități că din momentul acesta, dacă nu mai există niciun contract, pact sau înțelegere între ei, să-și deschidă fiecare câte un portal și să plece unde vor ei și să nu se mai întoarcă niciodată. Se interfereze cu ea. Da. Au plecat? Da. Și-au deschis una, două, trei portaluri și-au plecat fiecare. Excelent. Acum, verifică, te rog frumos, corpul fizic al călinei de sus până jos și spune dacă mai sunt și alte probleme.
Știu, îmi vine să spun că în dreptul capului mai văd un alt cap ca o dedublare de personalitate. Da. Focusează-ți, te rog frumos, atenția asupra aparatului ei reproductiv. În dreptul sânilor, imediat, în dreptul sânilor văd un, să zicem, un corsaj, în ghilimele, de energie neagră care o strânge tare, tare. Poate să însemne o problemă la sâni, poate să însemne o problemă la torace. Ok. În dreptul abdomenului, parcă ar fi goală, mai ales partea din față. Partea din spate o văd într-adevăr, ok, dar partea din față, știu cum să spun, parcă are ceva atașat de abdomen, ca ceva fals. Da. Mă iertați, dar eu nu văd niciun aparat reproductiv acolo, ca și cum nu ar fi nimic. Văd celelalte organe. Au! Nimic, nu-i nimic. Ce mă noște doar? Oh, nu pe mine. Simt ceva tot așa în dreptul abdomenului jos. E ceva ca un metal, ca o tijă. Perfect, relaxează-te și deschide un portal intradimensional în fața corpului fizic. Te doare ceva? Știu, deci nu știu cum să spun eu. Nu e o durere, e ceva, o senzație, dar nu la nivel fizic. Ok. Dacă nu te doare, deschide acel portal intradimensional. Cu cât îl deschizi mai repede, cu atâta dispare senzația mai repede. Am deschis în partea dreapta mea. Perfect, o să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate energiile și implanturile din călina vor fi atrase de acel portal. 1, 2, 3. Să-mi spui ce se întâmplă. A dispărut tija aia metalică. Inclusiv să-mi spui dacă este absorbită energia aceea neagră, acel corset care l-ai spus tu, care l-ai văzut. Se crapă, să zicem. Deja, într-adevăr, se diminuează. Nu știu, am simțit că nu sunt durerile mele, dar le simțeam eu. Și arsura din dreptul abdomenului, ok, a dispărut, nu mai e atât de pregnantă. Da. Văd acum în dreptul abdomenului călinei. Trebuie să fac o descriere, ceva alb. E ca și cum acum s-a curățat acel loc. Perfect. E ca și cum sub zăpadă, să zicem, sub o zăpadă neagră era viață. Se formează ceva în cărina acum, să știi. Ce anume? La nivel sanguin, la nivel celular, la nivel karmic, așa, carnal, nu știu cum să spun, văd celule, văd epidermă, văd tot. Da. E alb, e alb. Ok, ce E alb la este, început. face parte din energia ei? Da. Dar știi cum e, Dragoș? Parcă ar lipsi acel organ de reproducere, parcă ar lipsi uterul, parcă ar lipsi ovarele.
Da. ori încep să se formeze, ele ca și cum n-ar fi fost. Nu știu cum să explic. Din punct de vedere energetic, parcă, mă iertați, parcă n-ar avea sau să văd, poate sunt în... Ah, da. Am ieșit din acele celule, Doamne, parcă mi s-a deschis o filă dintr-o carte de anatomie. Da. Cu toate celulele care le avem noi în corp. Toate formele. Ok, tot în corpul Călinei sunt, dar m-am ridicat un pic. Într-adevăr, se formează. Se formează acum, de-abia văd aparatul productiv, dar reproductiv, dar e încă în formare, parcă nu e complet, parcă nu e dezvoltat. Da. Se vede acum, parcă văd cum ies mugurii brațelor pe care se vor forma ovarele și stângul și drept. Se vede acum. Știi cum e, Dragoș, cum percepi aici abdomenul Călinei? Parcă e începutul facerii, să zicem, începutul construirii corpului ei, la nivel celular, la nivel organic. Parcă de-abia de acum încep să se formeze. Da. Toate. La început, pot să spun, chiar la început vedeam în corpul Călinei organele negre, uscate. Acum parcă e un gol, un mare gol și încep să se formeze toate. Unele sunt la nivel, parcă e gol, deci pur și simplu parcă e gol și acum de-abia încep să se formeze mugurii organelor. Dau să crească organele, exact ca în burtica unei mame care se dezvoltă un făt. Exact așa văd eu acum aici. Da. Deja pot să spun că toate au ajuns la o înălțime de 3 cm, fiecare parte a organului care se formează. Acea dimensiune este o dimensiune normală pentru un corp uman? E aproape de jumătate, bine să zic, nu știu de ce. Perfect. Lasă procesul să se desfășoare și mai verifică restul corpului Călinei. La nivelul genunchilor, pe femur. Nu știu de ce, la picioare, îmi vine să spun că femurul nu e, n-are lungimea necesară. Dar robustă este, deci ca oasele sunt robuste, duceau greutatea, duceau tot, dar doar o lipsă de dezvoltare, atât, nu s-a dezvoltat corespunzător la nivel energetic. În rest, deja se formează, deja gambele au ajuns la nivelul, la înălțimea, deci nivelul osului dintre genunchi și laba piciorului sau talpa piciorului este ok. Știu, îmi vin greutăți, îmi vin mili greutăți, nici nu știu cum să le spun. Fantastic. Sunt noțiuni noi, îmi cer mii de scuze că nu știu cum să le descriu, nu știu cum să le... Ok. Mă uit. Am ajuns iar la nivelul abdomenului, deja încep să se formeze toate organele. Deja ovarele sunt formate, văd ovarul drept, văd ovarul stâng. Nu sunt formate în totalitate, dar au luat forma de trompe, de tot ce trebuie. Se dezvoltă ovarele acum. Parcă ar fi niște flori de spin
care dau să se deschidă. Ok. Ficatul îl văd curățat, partea de sus se curăță. Văd un ficat deschis la culoare. Partea de jos e o dungă ce a mai rămas, ca rezidul de curățare. Nu știu, ceva o ajută în corpul ei să se dezvolte, să se regenereze. E o rapiditate extraordinară. Îmi vine cuvântul bacterii folositoare, prolifice, nu știu cum. Ceva ajută la curățarea organismului. Perfect. Ok, în dreptul plămânilor, deasupra stomacului, văd ca un fel de strugure. Hai! În dreptul plămânilor, vreau să vă spun că văd cum toate, sau mai degrabă spus, toate canalele care duc la alveolele plămânilor. Doamne, frumoase. Perfect. Gata. Bun, acum spune-i Călinei, corpul energetic să intre în corpul fizic și spune dacă se mulează perfect unul peste altul. Ochișorii corpului energetic ajung în dreptul frunții, nu se mulează cu ochii fizici. Pune, te rog frumos, o mână pe frunte, o mână pe ceafă și energizează suficient de mult, astfel încât fluxul de energie să treacă din cap, prin coloana vertebrală, în tot organismul, să-l energizeze, să-l echilibreze și să-i desfunde astfel și toate ceafele. Avea un nod la nivelul coloanei, în dreptul inimii. Ok, gata. S-au aliniat toate? Da. Văd totuși în dreptul ochilor fizici niște cristale. Ochi energetici deja elimină, împing acele cristale în afară. Se formează ca niște lacrimi. Da. Se topesc niște cristale. E gata, dragă. Perfect. Care este nivelul de vibrație? 16.000. Perfect. Bun. Spune acum Călinei să cheme la acea masă unde sunteți pe tatăl ei, pe Petru. Da. A venit? Da. Super. Transmite mental să-l atingă, să-i citească informația de mine, să fie sigură că este el, persoana care a chemat-o. În momentul în care a atins pe această entitate, s-a transformat într-un cap de dragon, exact ca un dragon slăbuț. Ok, deci nu este el? Nu. Ok, trimite-ți la plimbare și să-l cheme din nou. A venit cineva care este învăluit într-o energie galbenă, dar parcă e suflat, parcă ar avea niște materii sau un cerșaf pe el, acea energie e suflată, nu e statică, nu se vede deloc, ci e acoperită, nu știu.
Nu. No. Nu știu, de acolo parcă îmi se spune eu sunt, eu sunt, eu sunt. Poate să spună și tu ești, tu ești, tu ești. Neinteresant. Știi foarte bine că nu ne luăm după vorbe. Să-l atingă din nou. S-a Să-i format ca un fuior, nu, nu este el. Nu știu de ce, am senzația că e undeva ținut captiv. Îl văd, eu îl văd undeva în spatele unui scaun. Vrea să vină spre lumină, unde suntem noi două la acea masă, Ok, o dar. clipă, o clipă. Du-te tu la el să vezi unde e. Intră într-o sferă de energie protectoare și du-te în acel loc unde este el și spune unde ajungi. E ceva o lespede, grea. Cum arată acel loc? E întunecat, dar acea lespede este singura care luminează acel loc. Mai sunt alte entități în acel loc? Îmi vine să spun că sunt două. Ce sau cine sunt acele entități? Apar ca două puncte aurii, Mergi la ele, metalice. ok, mergi la ele și întreabă cine sau ce sunt. Îmi vine să spun că sunt pe un tărâm care n-a mai fost niciodată. Tot ce este posibil. Îmi vine să spun că Petru este ținut pe acea, acum îl văd, este ținut pe acea lespede. Cum să spun eu, are în dreptul capului la spate și în dreptul coloanei, să zicem așa, înfipte două, Dumnezeule, nu pot să le descriu, ceva Mână. energetic, să zicem, dar dur. Îl văd pe Petru eu acum. Ok, întreabă acea entitate dacă el e Petru. Îmi zice că este energia lui Petru, da. Ok, ce este acel loc? Un vid. Cum se numește acel loc? Flori de cristal, îmi spune. Flori de cristal, de ce a ajuns acolo? Îmi vine cuvântul pedeapsă, îmi vine imposibilitatea de a pleca neavând nicio susținere sau nicio poartă de scăpare pe vecie. Îmi vine cuvântul vecie. Crede-mă că o vecie sus înseamnă foarte puțin sau poate să însemne foarte mult. Cine l-a pus acolo? Cine l-a adus acolo? Doamne, văd o entitate, are ca și cum ar avea o glugă metalică Cine sau ce este și acea e entitate? transparent în rest. Imediat. Îmi vine cuvântul ob. 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 Da. Perfect, mă las vorbesc. Da.
Ob, nose. Da. Salut! Cine sau ce ești tu? Cel de susținere. Ce susții? Energie. Energia cui? Ființelor. Celor are energia lui Petru în tot acest proces. O ținem sau într-o anumită presiune. Nu am înțeles. O ținem într-o sferă cu presiune foarte mare. De ce? Condensăm Ce condensat? energie, Energia. particule. Energia cui o condensați? Energie de o anumită vibrație, de o anumită nuanță. Eu te-am E ca și întrebat. cum ai dori să scoți aurul din ceva. Eu te-am întrebat altceva. Energia cui o conservați? Ființelor din materie. Organ. Și ce faceți cu această energie? O refolosim. În ce scop? Ca piesă de schimb. Ca marfă de schimb. Pentru ce sau pentru cine? Sau cu cine faceți aceste schimburi? Cu anumite ființe. Cu care ființă? De pe anumite planete. Și e vitală această energie condensată. Te cred. Dar tu l-ai întrebat pe Petru dacă vrea, dacă e de acord să vă dea această energie a lui. Pentru ce? Să întrebăm. Pentru că așa e frumos. Explică. Nu am ce să explic că nu ai creier. Dacă nu ai creier, ești bătut în cap. Nu pierd timpul cu tine și cu explicația aiurea. Ideea e în felul următor. Tu ai prins acest spirit și te folosești de energia lui. E captiv. Ai înțeles? Măcar atât. Nu. Eu ce este? Ești bătut în cap. În fine. Rămâi acolo, lasă-mă cu mâna. Mona. Da. Uite, te rog frumos. Nu, nu înțelege ce îi spui, să știi. Lasă-l în Dumnezeu lui. Du-te la Petru și întreabă-l dacă vrea să mai rămână acolo pe acea lespede captiv. Îmi spune că e o lespede dintr-un material sau din niște metale magnetice.
E ca și cum ar lua fir cu fir de energie din el și ar pune pe o, nu știu, pe un instrument care ar atrage acea energie a lui condensată. Ok. Nu vrea să mai Perfect. stea. Atunci spune-i, transmite-i mental, telepatic, să-i transmită lui Og că din acest moment orice pact, contract sau înțelegere a avut cu el, le rupe și nu mai vrea să știe ce se întâmplă. Din ob iese o energie pe la spate, din capul lui, din acea mască, acea glugă metalică, parcă are și o entit nu, e ceva, e o energie foarte puternică a ieșit din acel ob. Da. Ca și cum ar dori să comunice cu cineva, că nu înțelege, cum să spun eu, situația. Da. Voința acestui spirit nu s-a mai confruntat niciodată cu așa ceva și parcă ar căuta repede răspunsuri la altcineva. O, să știi că nu mai e în acea glugă, să zicem. Da. Că e în glugă, că nu e în glugă, este neinteresant. Spune-i sau transmite-i, deoarece Petru a renunțat la toate înțelegerile făcute cu el. Datoria lui este să le libereze acum, în acel loc, în acel timp. Se poate elibera, Petru. Să se elibereze. A ieșit de acolo, da. Perfect. Cum se simte? Liber. Super. Ia-l acum frumos pe Petru și întorceți-vă la în camera cu masa rotundă unde este și Călina. Da, suntem. Perfect. Transmite Călina acum să-l atingă încă o dată, să citească informația de noi, să fie sigură că este Petru. Da, este, da. Perfect. Vrea să îi transmită ceva Petru? Acum comunică unul cu altul. Îi transmite un set de cuvinte. Poate să ne le transmită prin tine? Da, se uită la mine. Sunt doar urechi, te ascult. Sau vă ascult. Bucurie, prin frânturi, zice că Călina se uită la mine. Sânge. Sânge. Ne arată niște vene. Nu sunt ale lui, nu sunt ale Călinei, cu toate că le îndreaptă către Călina. Ce sunt? O schimbare de sânge, nu pot să-mi dau seama. Secret, schimbare, sânge, purificare. Ar fi mai ușor dacă ar spune, dacă s-ar exprima prin cuvinte, nu prin imagini. Electroliză, asta aud, electroliză sânge, analize. Da. Îmi arată în Călina, din gât până în abdomen, până în plexus solar, ceva albastru, ca niște vene, ca niște canale albastre, două canale albastre și cu niște pete albastre micuțe. Electroliză sânge,
Analize secretul. Ce secret? Dreptul capului Călinei îmi arată la lobul drept. Îi zice Călinei, înțelege, înțelege, trebuie să înțelegi. Îi zice că e unică. Perfect. Și face cu mâna lui, îi pune pe piept. Zice, pentru el e unică. Mai vreau să-i transmit Îi altceva. pune o coroană pe cap Călinei. Bun. Atât? Arată niște instrumente. Hai de mine, nu știu ce sunt alea. Un pic. Își scoate din dreptul frunții lui, pot să spun, o energie, o conexiune, face o conexiune cu Călina, cu fruntea ei. Da. E tăcere, nu mai zice nimic, doar face. Ia mâna dreaptă a lui, deci mâna dreaptă o ia și o pune pe mâna stângă a Călinei. E un fel de încrucișare. Un X, mi arată un X. Mona? Da. Mai are să îi transmită ceva sau nu? Spune că ea știe. Ok, perfect. Mulțumește atunci și spune că poate să meargă acolo unde este locul lui. Îi zice la revedere, Călinei. Bun. O Perfect. pupă pe frunte, deasupra frunții. Îi Ok. prinde Mona. fața ei. Mulțumește și spune să meargă acolo unde este locul. Da, a plecat liber. Perfect. Acum, în câteva clipe, eu voi începe să număr de la 1 la 3, iar cu fiecare cifră pe care o rostesc, reveniți amândouă ușor gradat, aducând cu voi toate transformările pe care le-ați obținut și realizat astăzi. Cu fiecare cifră pe care o rostesc, reveniți tot mai mult, astfel încât atunci când ajung la 3, veți reveni complet în stare normală de veghe, la starea de zi cu zi, simțindu-vă absolut fantastic, simțindu-vă pline de viață, de forță, de reușită, cu o mare bucurie în suflet și stare de fericire. 1. Reveniți acum gradat, aici și acum. 2. Brațele voastre sunt ușoare și picioarele și mijlocul și burta și spatele și gâtul și capul, tot corpul vostru este ușor. Simțiți cum sunteți într-o lumină nouă, simțiți că pășiți într-o lume nouă și o să vedeți cât de bine vă simțiți. 3. Reveniți complet acum și aici. Bună seara. Îmi cer scuze, eu revin mai greu din cap.